Mă aflu într-o catedrală mare, în Cluj. Nici aici nu a scăpat Biserica Ortodoxă Română să bage sticlele de vin. Asta au fost uzi la azi. Nu mă merg. La fabrică cândva? Ăștia mi-au dat asta, că zic că și-au uitat. La ram. La început. Ah. Nu cred că o fost. Asta este vin liturgic. Aveți 10 sticle? Să-mi dați? Dați. Da. Okay. Ce vino liturgic. Deci mă aflu în casa Domnului, o mare catedrală. Nu cunoștem. Angar. Lumânare 05. Lumânare, icoanițe. Deci în biserică. I-am cerut 10 sticle. Și... trebuie o dovadă, cred că le-am cumpărat. Să nu fiu prins pe drum de către poliție că le-aș fi furat. Deci dacă ceream 50 de sticle, 50 de sticle. Biblia. Biblia, ca să o citești, să-L citești pe Dumnezeu, te costă 75 de lei. La cutie. Ros. Auziți? Să-mi dați să văd un pic la sticlă. Dați-mi un pic să văd sticla asta. Nu este... Asta e vin comercial sau e vin... vin pastoral. La ce preț este sticla? 20. Îmi dați factură la el, da? Păi și dacă, de exemplu, dacă îl cumpăr și mă prinde poliția cu el, sau poate să zică că l-am furat. Și eu ce vreau să fac? Păi eu vreau să cumpăr. Îl cumpărați din biserică fără factură, din magazine, dacă au, mergeți și cumpărați cu factură. Păi da, dacă, de exemplu, n-am, legea spune clar, dacă mă prinde... Eu să mă filmați da. Cumva și mă întrebați acum? Da. Da? Atunci, Dumnezeu să vă ajute. Păi eu vreau eu să cumpăr. Eu nu pot să vă dau factura, vă rog nu mă filmați pe mine, bine? Ba da, vă filmez. De ce vă deranjează? De ce? Eu vreau să cumpăr. Deci eu dacă vreau să cumpăr, nu trebuie să am o dovadă, nu-mi dați o factură, o chitanță. Vă rog frumos să nu mă filmați. Vă rog de frumos. Ce? Eu sunt aici. Nu pune mâna domnule pe mine. Cum? Dar cum îți permiți dumneata să spui mâna? Dar cum îți permiți să mă filmez în biserică? Eu îmi permit, dumneata m-a pus la judecată. Cu ocazia de 3 martie. Da. Aveți bune program? Da. Și mi-a adus sticle. Nu pot să ies afară din... Ia sunați, ia vă rog frumos, ia. Sunați la, uitați că stau, chiar sunt curios să vedem ce o să zică poliția că ce. Sunați la poliția că ce. Vă rog
frumos. E ultima dată când vă spun, nu mă mai filmați. Vă rog frumos, sunați la poliție, să vedeți cum vă faceți de cacao. Eu sunt în casa Domnului, stimate domn. Da? Nu se vede. Este domeniul public. Păi cum, e cârciumă biserica? Uite, mi-ați adus 10 sticle. Dacă vă ceream 20, 20 mi-a aduceați. Deci eu am venit într-o... E o problemă? Da, e o cârciumă. Haideți să mergem la episcopii din Corsul. Haideți să mergem. Foarte cum? Arogan și... Nu arogan, domnule. În statut... Ia uitați. În statut spune ceva, da? Spune, dumneavoastră spuneți. Nu, domnule, vă spun legea. Stați liniștiți, că cunoaștem legea. Haideți. Lege, nu mai pot. A, nu mai poate de lege. Nu mai poate de lege. Nu mai poate de lege. Sunt în casa Domnului. Da, cheamă poliția. Păi de ce nu cheamă? Aici nu e domeniul public. Biserica nu e publică. Am văzut la televizor la București. Așa, ce ați văzut? Haideți, vă rog frumos la metropolie. Unde e metropolia? Exact în casa mea. Ia, haideți, ce... Păi eu vreau o chitanță, domnule, ceva la mână, pe cum merg așa? Este magazin acolo, vedeți, al episcopiei, magazinul episcopiei. Păi da, magazinul acolo. Frumos, nu mă mai filmați. Bă, omule, ia-mă.